Trei dintre cei patru gorjeni sunt persoane fizice, iar unul este agent economic. Cu toții au încercat să înșele statul, sustrăgându-se de la plata impozitului către stat. În săptămâna care a trecut s-au întocmit patru acte de sesizare penală pentru infracțiuni de evaziune și fraudă fiscală. Cel mai mare prejudiciu se ridică la peste 6.000 de lei și a fost cauzat de către un agent economic ce desfășura activitatea în localitatea Turburea. Administratorul unei societăți cu sediu social declarat în localitatea Turburea a refuzat să prezinte documentele de evidență financiară contabilă solicitate, cât și faptul că nu funcționa la sediul social declarat și pentru faptul că în urma unor verificări încrucișate s-a depistat efectuarea unor activități comerciale fără a fi înregistrate în sumă totală de 24.411 lei. Potrivit directorului Ion Pupăzan, dacă cei în cauză nu își vor plăti amenziile și datoriile către stat înainte ca procurorii să iau o măsură împotriva lor, vor ajunge după gratii.